V-a spus ceva Neluțu Sabol, în mod special, să vă încurajeze, să vă ajute să nu mai fiți triști? Da, ne încurajează tot timpul, ne motivează, ne spune să ne pregătim foarte bine. Este un antrenor foarte serios și mizează foarte mult pe seriozitate și cred că doar așa putem progresa și să facem performanță. În play-out pare o luptă foarte stânsă, cam toate echipele au șanse egale. Pe tine te motivează sau te îngrijorează? Bineînțeles, acum toate echipele sunt, consider eu, cam de valori apropiate, dar nu ne sperie deloc. Am arătat meciul cu Farul ce putem face noi și cu siguranță cred că putem da mai mult în meciurile pe care le vom disputa în play-out. Dacă nu greșesc, primul meci cu FCA, deci acasă, din play-out. Da, sperăm să obținem cele 3 puncte. Cu siguranță ne va aștepta un meci foarte greu, dar până luni la ora 9 vom fi foarte bine fizic și psihic. Ai un mesaj și pentru suporteri? Da, o atmosferă senzațională, cel puțin pentru mine. Pot să spun că am luptat foarte mult la Liga 2 ca să ajung să prind un asemenea derby cu o asemenea atmosferă. S-a văzut în Cluj, după părerea mea, nu există decât Universitatea Cluj. Suporterii universității sunt extraordinari, o atmosferă senzațională și cum cântau și ei, cred că am fost acasă aseară, nu în deplasare. Cât de mult ar conta pentru tine să salveze o Cluj și fără să joace baraj, de exemplu? Păi ar fi mai important decât a fost promovarea, sincer să fiu. Salvarea de la retrogradare înseamnă foarte mult pentru mine, cât și pentru acest oraș.